construcția, ori pun 0 sau 2 de 0 până ajung la ea. La mii vor fi 1, 2, 3 zerouri. Și în felul ăsta am motivația foarte exactă. Deci distributivitatea s-a aplicat. Distributivitatea puținii față de adunare. Și asta, ultima, de ce pe ultima? Păi cifra unităților, 5 înmulțit cu 5 înmulțit cu 237, 30 înmulțit cu 237, 400 înmulțit cu 237. Și le-am pus o lăsă altfel și le-am adunat, iată, am mărit ritmul, în loc să fac distributivitatea, așa că noi am putea face și așa. Deci ai văzut cum? Distributivitatea, aș încerca să spun că așa trebuie făcut, corect, corect, ca să-ți iragi copii o perioadă de timp și spun, băi, hai copii, de acum, nu mai are rost. El vede și mulțirea cu 10 aici și mulțirea cu 100. Deci e foarte, foarte instructiv. Și abia după aceea, când spune, mărim ritmul, punându-le unde sub altele și construim rapid șirul care urmează la mulțirea cu cifra unităților, șirul care urmează la mulțirea cu 10, șirul care urmează la mulțirea cu 100. Ăsta e motivul, da? Deci, iată că această proprietate formidabilă, foarte interesantă, distributivitatea înmulțirii față de adunare, are un rol minunat, extraordinar, în a explica motivul acestei, pentru, în a explica algoritmul pentru înmulțire. De ce se începe? Acum, cred că ți-e clar un lucru. Nu mai scrii tu, mai în stânga sau mai în dreapta, arunci cifrele cele acolo. Nu. Ești atent să scrii foarte ordonat și cu cifra care înmulțești sub ea, începe construcția de acolo înainte. Deci este lucru cel mai important. Am mai observat ceva, că dacă citim egalitatea de membru drept spre stâng, da, vedem factorul comun. Au ăsta, factorul acesta comun, adică ce este comun temelor adunării respective? Au. Da? Și iată, au scos în factori comune. Asta se practică foarte des asta. În ieșiții, dacă nu știm să scoatem un factor comun, este o problemă complicată. De ce am să mai insist un pic? Și, cât e ceasul? 7 și ceva, parcă, nu? Deci hai să facem un pic de pauză. 7:30. Deci hai să facem o pauză. Da, s-au dus orele acestea. Mai ne întâlnim și mâine și repetăm. Cred că ar trebui să facem o sinteză a orei, ca să vedem cu cine am ales astăzi. Să ne uităm așa de la un cap la altul, cam ce lucruri importante am făcut. Sau, și nu, să nu, înainte. Nu mai am o idee. Hai să mai facem, am vorbit de ceva, că și azi scăderea poate să fie comutativă. Nu am zis așa ceva. Da. Tu ai spus, nu cred. Nu am zis că nu ești adevărat. Noi, ba da, așa ai zis, foarte tare. Nu e adevărat, e o mare prostie. Și chiar... Păi da, și profesorii zic asta, mereu se zice asta. Niciodată scăderea nu este comutativă. Așa este, așa este. Bă, bieții de vecii profesori care zic așa, strecoară așa în mintea ta ideea că nu este comutativă și când ne ajungi la sfârșitul clasei a șasea, acum, o să vezi că se pare că este posibil și așa ceva. Și am să-ți propun un exercițiu. Ia să faci numai următorul calcul. Deci 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11. Deci trebuie să scrii, da? Să se calculeze așa stă. Parcă am zis scăderea, nu? Păi, dar și tu ne-am scris să calculeze această chestie, da? E o expresie acolo, să vezi ce valoare este. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6. Uite-te așa, vezi că am alternat. 1 minus 2 plus 3. Am alternat semnul și o mers așa.
Da? Sunt să calculez asta. Hai să rog, te rog să vezi cum e. Cum încerci să stai fericit asta? Poți să te apuci de el? Nu. Nu poți. Din ce motiv? Pentru că sunt prea mari la adunările. Și, bine, scăderile sunt prea mari. 1 minus 2 nu se poate, 3 minus 4 nu se poate, 5 minus 4 nu se poate, 6 minus 7 minus 8 nu se poate și niciuna mai mare decât celălalt nu se poate. Deci nu pot. Nu poți. Da, noi am zis că adunare comutativă, adică 1 să lăsăm pe locului, 1 plus 3, putem să aducem pe 3 în partea asta. Deci plus 3, plus 5, deci cei cu plus, cei care au toți plus în față, să-i punem în prim plan. Da? Deci 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 și plus 11. Și pe urmă minus. Minus cei care sunt cu minus, cei care sunt cu minus, că da, îi punem la sfârșit. Minus 2, pe urmă minus 4, minus 6, minus 8, minus 10. Iată. Iată ce manevră a făcut. Foarte deșteaptă. Deci trebuie să te uiți pe tablă, continuu. E înțeles ideea. Deci cei cu plus i-am pus în primul membru și cei cu minus i-am pus la sfârșit, da? Minus 10. Hai să vedem câte adunare asta. 1 cu 3 cu 5 cu 7 cu 9 cu 11. Cât face așa? 1 plus 3 plus 5, 9, plus 7, 16, plus 9... 25 plus 11, 36. Deci fac 36. Sigur? Da. Uite cum aș face. Eu aș face așa. 1 plus 11? 12. 3 și 9? 12. 5 cu 7? 12. Și cât de 12 am? 3. 3 ori 12? 3, 6. Deci 36. Deci, vezi? Te poți prinde de câte o poantă de asta și atunci vezi rapid. Și acum, scădem 2, scădem 4, scădem 6, scădem 8. 34, 30, 24, 16 și 6. Deci rezultatul este 6. Da? Adică 36 minus 30 ar fi fost. 11 plus 2. Nu, am scăzut. Ai dat urima, ai la unul de, ai de dat 2 lei, la altul ai de dat de 4. Și a fost datoria totală. Deci e atunci pe ăștia care sunt cu minus. Ia atunci ca să vezi cât faci în total, ce datorie ai tu de dat. Și cât ai de dat? Cred că e 30. Uite, 2 și 9 fac 10, 4 și 6, 10. Aaa, sunt 20, mă. Și cu 10 asta, 30. Da? 2 și 8, 10, 4 și 6, 10, și cu 10, 30. Deci 36 minus 30 și egal cu 6. Deci mă, 30. Dar profesorii zic că nu e corect asta. Oriu. Eu, în clasele 1-4, da. O doamnă învățătoare numită Antonie, da. Dacă vede acest videoclip, o salut. Vreau doar să zic că ea a zis că dacă noi facem așa ceva, e complet greșit. Și la test se depunctează. Acum, tu ai impresia că ce-am făcut eu e prostie, nu? Acum, eu nu,
zic nimic, eu nu comentez la ce. Dar de ce? Stai una cu nu comentez. Păi poți să te ceri cu mine. Tu spui așa, băi, pe mine m-a învățat învățătoarea chestia asta. Păi m-a învățat asta, da. Da. Și atunci eu ce fac? Păi m-a învățat că aici totul nu se poate și este... Deci, ai întâlnit și chestii de astea. 5 minus 7 plus 10. 6, așa ceva nu puteai să faci la clasă? 5 minus 7 plus 10? Nu. Oh, zicea da. Că nu avem voie să cum, când e scădere, că nu avem voie deoarece înainte la scăderea și dacă înainte la scăderea, nu avem voie. Îți dădea 0. Că dacă... Ce îți dădea 0? Nota? Nu, că da, nu, că nu dădea absolut nimica, că nu era corect exercițiul. Și deci asta 5 minus 7 plus 10 nu se poate? Ba da, dacă ne întoarcem, dar eu așa am zis că e greșit. Dar poate să facem 7 plus 10, 17 minus 5. Nu, dar nu 7 plus 10. Nu, ăsta e cât e, ăsta minus 7 e datorie. Cei cu minus din față, care au minus, e datorie. Iar cei cu plus înseamnă ce ai tu în buzunar. Într-una ai 5 lei, într-alta ai 10 lei și în total ai 15 lei și dai, te întâlni cu prietenul tău și îi dai 7 lei. Deci sunt numerele acestea, așa trebuie să înțelegem. Cele care sunt cu plus sunt numere pozitive care îți plac ții și cu care ai lucrat tu în mulțime în ier, că numerele naturale ai lucrat așa. Cu toate numerele 0, 1, 2, 3 și mai departe. Da. Da. Poate au cu plus, sunt numere pozitive. Există și numere, că pe o dreaptă, dacă le punem, o să discutăm noi asta și în biserică. Dar exercițiul ăsta era de făcut în clasă. Se întâmpla așa, era 5 minus cât plus 10 să facă, nu știu cât, 8. 5 minus cât plus 10 se fac 8. Erau ieșiți de tipul ăsta la clasa a doua, a întâia, a doua. Eu n-am văzut așa fel de exercițiu niciodată. Eu, de exemplu, în clasele 1-4, de exemplu, am întâlnit exerciții de genul acesta și când îmi dădea așa, doamna zicea, Ștefan, nu este corect. Mai încerc o dată să mai faci că ăsta nu e corect. Și am văzut un... Și câteodată, că mai făceam, acum, sunt chestii personale, când era vorba despre proprietă, am găsit într-un cai de clasa întâi, de la de lucru, de scris, n-am găsit absolut niciun exercițiu de genul acesta, pentru că se credea și se crede în continuare că aceste exerciții sunt de genul greșit total. Da, și acum... Și acum eu nu înțeleg cum se face acest exercițiu, că 5 minus cât ar putea să facă 10? Că 10 e mai... 5 minus cât? Cum se facă 10? 5 minus cât? Pe urma adunatul e 10 să fac 8. Din 5, cât se scad? Și pe urmă se adun 10. Păi dacă adun 10, ai să scad din 10 pe 5. Că mai a... Nu? Că trebuie să-l adun pe acela cât îmi dă. Și atunci din 10 scad pe 5 și îmi dă 5 și cu 5? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Asta este marea drama copiilor. Eu am făcut experimentul ăsta la copii de clasa a treia și de a doua, care eu înțeles foarte bine dacă eu le-am spus așa. Când ai zis 3 minus 2, 3 minus 2 face 1, nu? Da. Dar eu zic, și minus 2 plus 3 face tot 1. Mi-am schimbat poziția cu tot cu semnul lui. Că ăsta, când începe neamavând pe unul în față, e să-ți înțelege că e cu plus. Asta mama mea, de exemplu, mi-a zis Ștefan, aceste exerciții de genul o să le vezi în clasa 9. Nu. La sfârșitul clasei a șasea acum. Din cauza că îți face această mare greșeală de se insiste până în clasa a șasea, ți s-o rădăcinată în minte că așa ceva nu se poate. Scăderea nu-i comutativă, spui tu, dar eu spun că da, cu tot cu semnul ăsta. Deci pe
Scăzător îl pui în față și pe descăzut îl pui după aceea, dacă el este cu plus, nu? Sau aici, minus 2, minus 4, minus 6, adică tot scaz, tot scaz, nu mai bine le aduni pe toate acelea cu minus? Să faci cât scaz deodată? Că tu așa ai zis mai devreme, că din 36 scădem un minus 2, când scădem un minus 4, scădem un minus 6, mai scădem un minus 8. Eu sunt absolut uimită dumneavoastră, eu nu am văzut așa felul de exerciții. Niciodată am văzut plus 3 minus 2 plus 3 de astea, dar niciodată n-am văzut un fel de acestea 5 minus cât egal plus 10 egal cu 8. N-am văzut așa ceva, n-am văzut ca scăderea să fie conotativă. Și în clasa la 5, și în clasa 5-a mea. Dar dacă ți-aș fi dat așa, egal cu 13. 5 minus cât plus 10 egal cu 13? 5 minus 2. Cum l-ai găsit pe 2? Păi da, 5 minus 2 egal cu 3, plus 10, 13. Oh. Am înțeles că așa ai făcut-o. Bun. Dar acum, eu când ți-am dat mai înainte 5 minus cât plus 10 egal cu 8, ai spus că nu mai poți face. Asta nu. Nu mai poți face. Bun. Pentru că 10 au dat, deci, de exemplu, dacă eu scad și dacă zice 5 minus 5 egal cu 0, plus 10, 10. Deci de la 10 încolo să fie. Deci de la 10 încolo, exact. Așa la pe rost. Păi cam da. Și în varianta care am dat-o eu cu 8, nu are rost. Da. Da, iată. 5 minus 7 plus 10 este egal cu, aduc pe 10 lângă 5 cu plusul său și vine 5 plus 10 minus 7. 5 plus 10 minus 7. Și face 15 minus 7 egal cu 8. Deci, semnul de întrebare e 7. E de parcă îi spune așa. 5 minus pe 7 ăsta care l-am găsit. Poți să spui că e minus 5 și minus 2. E confuz din două părți. Un minus 5 și un minus 2, datoria asta. Și plus 10. Și egal cu 5 minus 5 face 0. Și rămâne 10 scăzut 2. Sau poți să zici minus 2 plus plus cât? Plus 2 și plus 8. 2 minus 2 putem să-i schimbă, 2 minus 2 face și minus 2 plus 2 face tot 0. Ori 2 minus 2, ori minus 2 plus 2, tot 0 este, nu? Da. Și rămas 8. Deci, noutatea ta absolută este asta. Că ai fost hotărât și ai înțeles de la învățători și așa a fost foarte ferm. Ei putem schimba dragul. Să dau controlul în întreagă timp de două zile pe săptămână că scăderea este necomutativă, mereu. Păi da, scăderea este necomutativă, dar dacă e cu tot cu semn, pe descăzut îl punem pe prima poziție cu semnul său, cu minus, și pe scăzătorul îl punem aici, și pe descăzut, pe a doua poziție, lucrurile au sens. Păi da, minus 2 plus 3 ar trebui să facă 0. Păi, minus 2, în loc de 3 poți să spun plus 2 plus 1. Nu, 3 nu-i 2 plus 1. Păi da, dar minusul ăla de la 2? Păi 2 și cu minus 2? 2 minus 2 fac 0. Și am rămâne 1. Eu am 3 lei în buzunar. Cei care sunt cu plus, ca și cum aș avea în buzunar. Și am o datorie să dau 2 lei. Semnific datoria, unul spun că e datorie când îi pun minusul. Și este tot necomutativă sau este comutativă? Că nu mai înțeleg nimic. Scăderea, dacă întorc cu tot cu semn. Dacă întorc cu tot cu semnul scăzătorului, scăzătorul e cu minus, nu?
învățătoare să spun așa, 3 minus 2 face 1, da? Ei, ei spuneau că dacă schimbăm schimbăm poziția, adică 2 minus 3, da. 2 minus 3 nu se poate. E altceva. E altceva. Dar eu spun așa, minus 2, pe ăsta tot, minus 2 plus 3. Plus 3, că ăsta din față, dacă nu mai este legat cu nimeni și nu are semn, să înțelegi că e plus, e pozitiv. Și atunci este același lucru. Minus 2 plus 3 face tot 1. Că minus 2 plus 2 plus 1, pe 3 ăsta l-am desfășurat, și 2 minus 2 sau minus 2 plus 2, tot același lucru. Ușor, ușor o să înțelegi așa. Că pe o dreaptă, undeva spune 0. Da? Iar anul ăsta ne înțelege. Luăm un segment de lungime 1 și iată ăsta este 1. Ca să punem pe cifra 1, punem la distanță de unitate. Pe 2 îl punem la 2, pe 3 îl punem la 3, 4 la 4 și mai departe. Iar în partea asta ce să punem? O să punem pe alea negativii. Minus 1, minus 2, datorii, minus 3. Deci ăsta care au în stânga sunt numere negative și ăsta care au în dreapta sunt numere pozitive. Deci, dragule, în clasa a 6-a, din păcate, din cauza acestei idei foarte clare la care se ține Morțiș, elevii când li se spune, când li se spune că extindem în și partea asta cu numele negative, ei sunt blocați și li se dau și legi. Minus cu minus, la adunare face așa, nu știu ce, plus cu minus, nu știu ce, se regulă. Eu am înțeles, Parmise, că tot între a patra, mă auzit de la doamna profesor, adică doamna învățătoare, că așa se numea ea, pe la sfârșitul ei, că noi o să învățăm numele de astea, acest da, fel de numere, da. Printr-a nouă. Nu printr-a nouă, mai. Printr-a șasea, până la sfârșitul anului. Deci, vorbim de numere negative. Da? Deci, ele sunt în partea stângă. În partea dreaptă, 0, sunt alea care știi, 0, 1, 2, 3, 4. Iar în partea stângă, sunt alea cu minus. Datorie. Cu minus. Și 2 minus 2, 2 minus 2, fac 0. Echilibru este, da? Da. Sau minus 2, sau minus 2 plus 2, tot 0 este. Deci, acolo trebuie să ajung. Sigur, la, în fața acestei greșițe, am rămas complet blocat, că tu nu ai înțeles că tot cei cu plus îi aduc în primul membru, de prima poziție, cei cu minus îi pun la sfârșit și calculul se face. Calculul se face, că dacă e luat așa în ordinea asta, tu spuneai, nu se poate. Dar eu am zis că da, că adunarea e asociativă. Eu adun pe 1, adun cu 3, cu 5, cu 7, cu 9, îi asociez cum vreau eu. Și pe urmă, că e cu minus la sfârșit. Și scad din totalul care mi-e să mie. Deci adun pe toți cei cu plus și pe urmă scad. Îți fac o rezervă mare a tuturor celor cu plus și pe urmă scad pe ele. Pe rânduri, pe cei negativi toți, datoria o adun totală să văd cât îmi dă. Da. Și îți fac de acolo și mi-e sunt foarte bine. Deci așa, bucăți spre bucăți, nu merge în ordine. 1 minus 2 plus 3 minus 4. Dar dacă am spus că este asociativă, adică poți să, pe 3, pe 5, pe 7, poți să le duc în prim plan și fac adunarea asta lor și până cei cu, care trebuia să-i scadă, la așa sfârșit. Și fac toată treaba așa. Asta e marea problemă, legea semnilor, cât de curând la clasa a 6-a, și nu o să înțeleagă, pentru că ei rămân foarte tare cartonați în ciurile sus învățătoarea. Ei au învățat 5 ani de zile, că și la 5-a, și la 6-a, la sfârșit se, se extinde mulțimea asta a numerelor naturale. Și din păcate, aici vine și spun, la adunare. Plus cu minus, nu știu ce, din cel mai mic, din cel mai mare stă și e mare, 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 au, cum să spun, sunt bulversați complet copiii. Până când o să reușească,
Suntem în clasa 12-a și nu știu semnul algebră. Și dacă nu știu semnul algebră, nu am nicio șansă. De ce am făcut experimentul și în lecțiile mele, copiii din clasa 1 și a 2-a, punându-i în situația asta, ne putem să facă și mergând pe ideea că este asociativă, nu? Adunarea. Și atunci pot să-mi asociez cum vreau eu. Atunci totul merge foarte bine. Deci urmează o extindere fără să mai țin foarte tare de ideea că scăderea nu-i comutativă. Foarte hotărât, nu-i comutativă. E drept, dacă ne gândim mulțimea numerelor naturale, nu pot vorbi, dar de ce să nu spun de minus 2? Îl pun eu pe prim plan. Scăzătorul, care era minus 2, îl pun în prim plan și plus 3. Și e aceeași operație, dragilor. Și îți dă același lucru. Deci, îi învățăm că putem să schimbăm cu totul și atunci lor va veni ușor să facă chestia asta, dacă am înțeles povestea asta la scădere. Ținând morțiși de această chestie, facem ca ei să nu aibă nicio șansă mai târziu. Pentru că fac 5 ani de zile, 6 ani chiar, cu hotărârea asta că nu, scăderea nu e comutativă și când ne urmează să ne extindem mulțimea numele naturale, nu mai merg lucrurile. Da. Ne oprim aici, o să mai discutăm. Nu ne-am deci mi-a tras atenția că merită să mă ocup mai existent de chestia asta. Tu, având acum o problemă foarte clară, nu vrei să accepti și... Na, ați ani de zi să insista pe treaba asta. Nu colabora eu. Așa, nu. Ai rădăcinat în mintea ta că așa ți-a vorbit 4-5 ani de zile și ce? Dar eu am spus cu tot cu semn, schimba. N-am spus numai numărul scăzătorul în față, cu minus. Scăzătorul cu tot cu minus îl pune în față. Să schimba vocea? Eu? Dar asta era important. Nu, da. Nu. Dar că eram atât la dumneavoastră, dar vă să zic prea rău. Nu știu cum să te fac să înțelegi. Deci, în timpul lecției, sunt atât de conectat. Da, chiar înțeleg, dar da. Problema este că mie, la scădere, chiar am fost învățat. Așa. Și acum, na. Da. Ce pot eu să zic? Chiar mi-ar plăcea să învăț să cam scăderea să fie comutativă. Dar nu luat așa, ci cu tot cu semn. Deci, pui așa. Scăzătorul cu minusul său până prin plan ne-a descăzut-o după el, cu plus. Și este aceeași poveste ca înainte și de ce n-am nicio noutate. Hai să zicem sinteza orei. Sinteza orei. Sinteza orei. Ce, cu ce ai rămas tu și îi duci acasă cu ce lucruri interesante? Ia uite-te pe tot că e țelul tău, de la început, și uite-te ce am lucrat noi. De vizibilitate, puteri, deci, mulțimi. N-am lucrat, azi n-am vorbit de mulțimi deloc. Da, ce am făcut? Eu zic numai de asta, de ce pun. Cele patru operații, adunare, scădere, mulțire și împărțire. Scăderea comutativă. Deci, observațiile care le avem sunt următoare. Pentru adunare și înmulțire, ce proprietăți am vorbit eu aici? Pentru adunare și înmulțire, ce proprietăți am vorbit? Care, ce proprietăți? Adunare și mulțire, comutativă, da, distributivă. Comutativitatea. Adică, în paranteză, schimbarea locurilor, nu? Da. Comutativitate. Distributivitate. Asociativitate, că îi asociem cum vrem noi, nu? Asociativitate. Deci proprietăți trășete, că îi asociem cum vrem noi. Deci comutativitate, asociativitate și distributivitatea, da?
Distributivitatea. Cui? Distributivitatea cui? Cine se distribuie? Se distribuie înmulțirea adunării, da? Distributivitatea înmulțirii. Înmulțirii față de adunare. De adunare. Deci înmulțirea se distribuie adunării. Adică știm așa din clipa asta că 7 înmulțit cu 5 plus 2 înseamnă 7 ori 5 plus 7 ori 2. La ce ați scris acolo la mulțiri? A scris? Deci, distributivitatea înmulțirii față. Față de adunare. Deci, distributivitatea aceasta a înmulțirii față de adunare e lucrul cel mai important pe care l-am punctat astăzi. Da? Este lucrul cel mai important pentru că pe baza distributivității am descoperit și algoritmul de înmulțire a două numere. Am, pe baza acestei proprietăți am înțeles de ce trebuie să, când înmulțim două numere, de ce trebuie să începem construcția de sub cifra cu care înmulțim. Chiar poate să fie cifra aceea a unităților, prima dată, câma zecilor, a sutelor, a miilor și mai departe. Deci, notează acolo foarte, foarte important. Foarte, foarte important. Da? Foarte, foarte important. Foarte, foarte important. Da. Spune-mi, algoritmul de înmulțire. Nu. Când înmulțim două numere, scriem cu mine, când înmulțim două numere, așa. Da. Trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți. Ca numărul ce rezultă la înmulțirea, la numărul ce rezultă la înmulțirea cu unități se înceapă de sub unități. La înmulțirea cu 10, cu cifra 10 se înceapă de la 10. Și la înmulțirea cu cifră... Deci construcția asta trebuie să o avem în vedere că totul se bazează pe distributivitate. Deci foarte, foarte important este să nu mai le aruncăm șirul de cifre aiurea. Că dacă e mișcat un pic în stânga sau în dreapta, îți vrea alt rezultat, da? Deci foarte, foarte important este distributivitatea. Deci foarte, foarte important este distributivitatea aplicată la obținerea